După ce au plătit mii de lei pentru a face cursurile unei facultăți, acum s-au trezit că diplomele lor nu fac nici doi bani. Ba mai mult, unii dintre cursanți au angajat bazându-se pe diplomă. Iar când aceasta a ajuns să nu fie recunoscută, au fost concediați. Deși s-au cerut în numeroase rânduri eliberarea diplomelor, Ministerul Educației a menționat că nu poate face așa ceva pentru că universitatea nu a fost acreditată. În schimb, cei de la universitate au spus că fac toate demersurile către minister, dar nu primesc răspuns. Ulterior am descoperit că nici Universitatea Spiru Haret nu făcuse acele adrese de care vorbeau în răspunsurile noastre, motiv pentru care am și invocat în cerere de chemare în judecată. Între timp, cei de la Spiru Haret aruncă vina pe Ministerul Educației. În urma câștigării acestor procese, ministerul practic transmite către universitate aceste formulare de diplome, iar Universitatea Spiru Haret ia măsurile ca în cel mai rapid termen, în cel mai scurt timp, aceste diplome să fie completate și predate. Este vorba despre Ministerul Educației, care, printr-un ordin, trebuie să finalizeze această formulă. Cel care deține dreptul de a decide eliberarea diplomelor este Ministerul Învățământului. Chiar dacă lupta s-a mutat în instanțe, rezultatul final întârzie să apară, mai ales că procesele pot dura ani întregi. Au depus recurs atât Ministerul cât și Universitatea, iar termenele la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt foarte lungi. Din acest motiv sunt și în 2013 recursuri și atunci prelungește cu încă foarte mult timp eliberarea acestor diplome. Până atunci, problemele fostilor studenți nu sunt greu de ignorat. Nu pot să se angajeze pe posturile care ar fi trebuit sau trebuie să restituie anumite sume de bani pe care le-au luat ca urmare a faptului că s-au angajat pe posturi cu studii superioare. Facultatea a terminat în 2010 și după ce mi-am găsit un loc de muncă, le-am dus adeverința cum că am absolvit facultatea respectivă și când mi-au cerut diploma după un an de zile, facultatea nu mi-a eliberat diploma. Și, drept urmare, mi-am pierdut și job-ul. Ca și cazul Elei, mai sunt alte câteva sute care încearcă să-și găsească dreptatea în instanță.